Raul nu a avut nicio șansă, lovit mortal în drumul spre casă. Cum e, l-a putut evita și ăsta, nu? L-a dat mașina la cineva. Cu lacrimi în ochi, părinții cer să afle adevărul despre moartea singurului lor băiat. Eu ar vrea să-mi dai camerele, totul să văd cine mi-a omorât băiatul. Detalii înfiorătoare, în câteva clipe, la Acces Direct. Ne este foarte greu să ne imaginăm prin ce trec părinții lui Raul. Băiatul lor a pierit într-o dimineață de vară în drumul spre casă. Raul era singur când s-ar părea că o mașină a dat peste el, dar adevărul pare a fi ținut sub lacăt și nici acum părinții nu știu cine i-ar fi curmat viața tânărului. Alături de noi în platou a venit colega noastră Oana Cercel. Bună ziua, Oana, bine ai venit! Mulțumim. Bună ziua, bine v-am găsit! Aurica și Aaron, mama și tatălui Raul, sunt în legătură directă cu noi prin Facebook. Condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească. Câți ani avea Raul, doamna Aurica? 25 de ani. 26 au făcut acum, în iunie. 25. 25 de ani avea. Unde locuiți? Unde s-a întâmplat accidentul? Noi locuim în Fântânele. În Maramureș, da? Da. Și acolo locuia băiatul cu dumneavoastră? Da. Da. Când s-a întâmplat accidentul? Lasă vorbesc. Vă rog, domnule. Bună ziua. Bună ziua. În luna 7-a, în 9. Anul trecut. Anul trecut? Da, da. Da, da, da. Pe 9 da. Iulie 2023. Da. Ce s-a întâmplat? Ne puteți povesti ce s-a întâmplat? Păi eu nu știu ce s-a întâmplat. A fost la discotecă, băiatul. Și probabil a ieșit la 5 fără 20 sau 4 și ceva din discotecă și o dată vină către acasă, eu cred că pe scurtătură. Și la între Lăpuș și Răzare, adică nici nu a apucat bine să iasă chiar din Târgul Lăpuș de tot, chiar, o dat peste el și l-a omorât, nu. Dar stați un pic, că nu a fost chiar așa. Deci, el venea de la discotecă, da? Din ce știți dumneavoastră? Era băut, consumase băuturi alcoolice, mergea pe carosabil, ce ați aflat? Așa a zis poliția. Așa, am pus mai multe întrebări. A fost un pic, poate băut și el. Da. Și mergea pe stradă, pe șosea? Pe șosea, da, mergea pe șosea înspre Răzare. Ce oră era când venea spre casă? Cred că 4 și 40, 5 fără deci, 20. Dimineața la ora aia nu e chiar întuneric. Deja la 5 fără ceva în iulie este... Vara este chiar ziua, adică se crapă bine de zi. Deja până la 6 și ceva răsare soarele. Bun. De la 4 se face ziua. Exact, deci nu mergea, nu era beznă să zici că nu vezi nimic. Bun. Ce s-a întâmplat? Că înțeleg că au fost două mașini acolo. Povestiți-ne dumneavoastră ce ați aflat că s-a întâmplat. Noi am aflat de la martorul care l-a găsit mort că a trecut prima dată un Audi al care zice că l-a ocolit. El a fost mai la depărtare, biciclistul ăla, ce a mers, mergea să mult de ui pe ăla la Răzare. Și după aia, în spatele ăia zice că l-a ocolit. După aia a venit jeepul și au auzit două băbuituri mai grozave. Ceva așa au zis, buf, buf. El, biciclistul, zice că a crezut că o dat peste ceva câine sau peste ceva vitel, că erau vaci în gard, știți? Și când s-au apropiat, au văzut că e om. O mărs, a pus mâna pe el, l-a cunoscut pe băiatul nostru, că l-a cunoscut, că e din Târgul Lăpuș și am făcut colegi de clasă. Deci ăsta e copilul lui Aronu Cudului din Poiană. O suna la salvare, o vine salvare, au constatat decesul. Și, nu știu, o zis ăsta martorul că Audi alb a mers nu știu până unde și a turnat înapoi și s-a dat jos o fată și un băiat din Audi și a întrebat, domnule, e mort sau e viu? Deci înseamnă că, iertați-mă, biciclistul a fost martor da, la accident. Da.
El o găsit mort acolo și el o văzut și Audi și jeepul, că pe lângă el o trecut. L-au depășit pe biciclist, cele două mașini, și el a putut să vadă. Da. Ce distanță era între biciclist și locul unde a avut loc accidentul? Momentul în care a avut loc accidentul. Deci când au văzut Audi, că au fost cam la 100, vreo 80 de metri. Și când au trecut jeepul, au fost cam la 100 de metri. Că s-au mai apropiat și biciclistul de, știți? De unde au avut loc impactul. Deci nici biciclistul nu putea să vadă chiar foarte, foarte bine. Era totuși o distanță de 180 de metri. Dar a auzit o bucurie. Dar a auzit acest zgomot și deplasându-se și ajungând la locul respectiv, putea să distingă la distanța asta siluetele, da, care erau pe stradă. Putea să observe dacă un om era în picioare și mergea pe carosabil sau putea să vadă dacă, adică dacă a auzit bubuitura, dar vom vedea în curând în declarația lui. Până atunci... Avem declarația biciclistului, ați văzut mai devreme imagini cu tânărul petrecuse la un bar din localitate. Ce localitate era unde a mers să petreacă tânărul? Lăpuș. În Târgu Lăpuș. Da. E orașul. În Târgu Lăpuș. E, dar în Lăpuș e oraș, da. Da. La ce distanță este Târgu Lăpuș de unde stați la dumneavoastră la Fântânele? 12 km. Și el mergea așa pe jos? 12 km? Nu, că a avut mașină și el. El a fost la o mormântare, doamnă, sâmbătă aia. Aici la noi a fost la o mormântare, mă înțelegeți? Așa. Cu maică sa. Și... Da, cum, pe când s-o găta mormântarea și ăsta, trebuie să ducă niște mese și niște bănci în Rohia, în satul Rohia, la 5 km de la noi, în Rohia, cu tractorul, cu altcineva. Deci, m-au ajutat acolo la oamenii ăia. Și din Rohia, de acolo, s-au dus cu niște prieteni, o sunat, o venit după el, nu știu ce-o deci făcut nu a plecat din Vălet. Cu mașina lui, da? Foarte important. Nu, mașina aia o fac acasă. Bun. Și cu cine a plecat la club? La club? Acum vă spun. Vă rog. O sunat în Vălen la niște prieteni sau colegi de muncă și au venit după el în Rohia și cu ei au plecat la club, acolo în Târgu Lăpuș. Combăia din Rohia. Asta se întâmpla seara. Păi la ce oră se întâmpla să plece? Pe la cât a plecat de acasă? Cam pe la 10, ceva, 11 seara. Țara, că era țara la 10, jumătate, vara, știți. Dumneavoastră când ați vorbit ultima oară cu el? Atunci când a ieșit din casă? Da, eu personal, da, că eu sunt bolnav de cancer și n-am putut merge la mormântare, am a mele trebuie. Multă sănătate. Și eu am vorbit ultima dată, am zis că de-al a fost sâmbăta, a zis, te duci tu cu maică ta, și măcar la ora 4, pe când să mai un pic, să vii să luăm tractorul, să ne ducem după remorcă de lemne, că știi tu că nu-i cine și ăsta. Ăsta mi-a fost ultimul cuvânt către el, zice, tate, vine, las, păi vine. El pe lunea trebuie să meargă la muncă. Pe lunea el trebuie să meargă și nu vine numai la o săptămână, vine acasă, sau la două, cât a lucrat pe la Cluj, că lucra la o firmă de la satul mare, pe excavator, pe bulto, pe... Și cum v-ați dat seama că lipsește? Păi l-am sunat eu, cam pe la 4 și ceva, după amiază. După când s-o găta mormântarea și toate, l-am sunat eu și l-am întrebat, Raul, unde ești? Zice, mami, sunt Roia. Dar zic, ce face Roia? Mami, am venit cu băieții ăștia să descărcăm băncile și după aia, zice, bea o bere și viu acasă. Și nu mai vine veci. L-am sunat pe la 12... Deci nu știați că el avea de gând să se ducă și la... Nu știam nimica. Pentru că e un pic ciudat, dacă el nu avea mijloc de deplasare, da? Și dacă nu își asigurase cumva cu întoarcerea acasă, el știind că se duce la discotecă singur și că mai și bea ceva, era pregătit să vină pe jos 12 km? Adică asta e totuși foarte mult de mers. La ce distanță de casă l-au găsit, s-a întâmplat nenorocirea? Păi de casă e distanță mare, că... Păi până în Târgu Lăpuș, în oraș,
15 km. Păi da, și el de la discotecă și până un unde de la discotecă către a murit. Casă, atât, a, la doar un kilometru. La un kilometru de distanță de local. Atât a reușit ca să mai facă încă 11 km pe jos dimineața aia, cu eu cred că îi mai trebuia cam 3 km pe oră. Dar el pleacă la 4 dimineața singur. El mai vreo 4 ore trebuia să meargă. Nu, dar nimeni nu pleacă cu prietenii lui de acolo. Nimeni nu pleacă în stare de ebrietate, atâta drum pe jos, nimeni nu merge. Dar zic, e un drum de vreo 4 ore dacă mai ești și un pic. Două ore și jumătate face pe jos, de la local până acasă. Asta noi nu ținem nimică că... În Fântânele, da. Ne-am uitat. Asta noi nu ținem nimică că el ce-o vrut să facă acolo. Noi așa presupunem că poate el a fi furtă să meargă pe acolo și să vină acasă. Oricum, deci nu știm că... Oricum, ce să facă dacă era la un kilometru deja de discotecă? E clar că nu ai vorbit cu prietenii tăi, băi, hai să mergem împreună, mă duceți, mă lăsați și pe mine. Nu avem de unde să știu, poate să, n-avem de unde să știu, poate s-a întâmplat ceva acolo. Păi asta zic, ceva. Păi asta zic, ceva s-a întâmplat. Cu băieții ei ați vorbit? Cu băieții ei ați vorbit? Nu, că nu mi-o da voie poliția de la Târgu Lăpuș. No. Păi cum să vă interzică să vorbiți cu cei de la, ce s-a de la bar? Dacă vă spun, nu mi-o da voie să vorbesc cu ei. Nici cu martorul ăsta, nici cu nimeni, nu mi-o da voie. Păi băieții ăștia cine erau? Suspecții în dosar sau este o anchetă ceva? Dar chiar așa, cum să lași niște părinți să nu-i lași să vorbească cu cei care au văzut copilul ultima dată? Să zic că e foarte suspect. Cine erau băieții ăștia? Erau prieteni de lui pe care îi cunoașteți sau nu-i cunoșteți? Da, prieteni și ceva colegi, unul dintre ei de muncă, nu. Păi și n-au venit la dumneavoastră să vă explice ce s-a întâmplat? N-au erau colegi, erau prieteni? N-au venit nici la mormântare? Ba, la mormântare. La mormântare. Și n-ați avut voie să vorbiți cu ei când au fost acolo? Nu. Dacă tot... Dacă, numai puțin, doamna Aurica, dacă tot discutăm de acești prieteni, pe această cale chiar îi rog, pentru că cu ajutorul vostru, al telespectatorilor, de fiecare dată reușim să intrăm în legătură cu oamenii despre care noi discutăm. Dacă o interdicție de la poliție. Dacă ați fost în club în seara respectivă, scrieți-ne la numărul de, de telefon 0744 349 902. Foarte important. Dacă ați văzut mai multe, dacă știți mai multe detalii, intrați dacă cu noi și dacă sunteți printre cei care ați plecat cu mașina la club cu Raul, mai mult. Vă așteptăm să discutăm, să vedem ce s-a întâmplat cu el, de ce a ales să plece singur, dacă a plecat singur. Pentru că, doamnă, și noi ne-am pus întrebarea în redacție. Oare el putea să meargă din club către casă, măcar, nu știu, 20-50 de metri, pentru că s-a descoperit o alcoolemie destul de mare, din ce am înțeles? Exact, da. Da, și eu vreau să-ți afla adevărul. Auziți, domnul Arvocasa. Și dacă, Adrian Velea sunt coprezentatorul emisiunii. Și dacă nu putea să meargă, a fost oare dus și lăsat în stradă din mașină, da, să lăsat fie lovit în intenționat de altă mașină? Avem pentru niște... că puteți să ne puneți și întrebarea asta. Da, dar n-ai cum să te gândești că o mașină l-a lovit intenționat, că te gândești că șoferul vede... Mai puțin, Oana. La desfășurarea, la dinamica accidentului, avem această mașină care este văzută de biciclist, că îl depășește pe biciclist, da? Ajunge în dreptul victimei și îl observă destul de târziu. Mie îmi dă senzația că victima era căzută la pământ, pentru că dacă observi târziu și iei un viraj puternic ca să eviți să lovește respectiva persoană, înseamnă că ai văzut-o târziu, înseamnă că nu era în picioare. La asta mă gândesc eu. Vine o mașină din spate și mașina respectivă nu mai are timp să reacționeze și intră în plin în cel care era căzut deja la... Ce a fost ciudat ca Uliu s-a întors să vadă dacă e în viață. Ori dacă el ar fi fost în picioare și mergea pe marginea drumului, de ce te întoarce dacă e un om care merge bine mersi pe marginea drumului și tu l-o colești, să vezi dacă mai e viu, să nu? Să te asiguri, da, exact. Sunt foarte multe întrebări. Adică pare ciudat aici. Asta este și problema, pare ciudat, eu acum aud, pentru că nu știam detaliul ăsta înainte de emisiune, că părinților li s-a interzis să vorbească cu și asta, cum să lași niște oameni lui Raul, să fie în ceață legat de moartea copilului? Păi adică prietenii știu exact ce s-a întâmplat în acel club. Prietenii știu dacă el a plecat pe picioarele lui sau nu, din club. Oricum, părinții au avut un accident rutier. De ce să li se interzică să vorbească cu persoanele astea? N-are sens. N-are sens. Pentru că de obicei... Pentru că de... Domnula, cu ce, noi, cu ce te fac cu prietenii lui din club? Da. Ideea este așa că au fost două mașini. Dumneavoastră știți care sunt cei doi șoferi care l-au anunțat? Da, îi cunoaștem. Îi cunoașteți. Și nu n-ați reușit să vorbiți cu ei, să întrebați cum de două. Deci unul l-a acroșat și n-a oprit și al doilea l-a călcat și n-a oprit. Adică din două mașini... N-avem voie. O zic că n-avem voie să vorbim.
Deci n-am auzit niciodată așa ceva. Eu știam că, în general, poliția evită tocmai să nu iasă un scandal acolo, între dumneavoastră atunci și ei, dar după aia să pui ca mamă tu și cam cât timp n-aveți voie? Adică după un an ei n-au reușit să rezolve nimic. Cam cât timp n-aveți voie? Exact. Forever? Adică... Nu, doamna avocată de la Cluj. Doamna avocată de la Cluj m-a sunat că trebuie să trimite expertiza de la Cluj, o ieșit tot așa cum că nu s-a făcut. Păi și oamenii ăștia în anul ăsta în care ei nu știu nimic despre cum a murit copilul lor, în care n-au nimic, nicio informație, absolut, să poată dormi noaptea, cum închide ei ochii? Că poate până la anul, Doamne ferește, se sting de supărare și de durere. Adică cum îți poate cineva interzice să afli despre copilul tău cum a murit? În ultimele clipe? Păi vreau să știu cum a murit pentru mine, să mă duc liniștită că poate mâine închid ochii și nu mă mai trezesc și mor de inimă rea. De ce de inimă rea? Că nu mă lăsați să-mi rezolv în capul meu filmul, să înțeleg ce s-a întâmplat. Că poate accept mai bine situația, dacă înțeleg. Că poate și băiatul meu era beat, că poate a mers pe mijloc, că poate a țâșnit în calea mașinii și n-a avut ăla timp să le evite. Dacă îmi povestiți, eu ca mamă mă duc acolo și mă rog la icoană la Sfânta Maria și poate îmi dă Dumnezeu liniștea să pot să închid ochii seara. Da. Dar dacă nu-mi dați voie, cum eu, cum trăiesc așa în capul meu știind că mi-a murit un copil și eu nu știu cum a murit? Dar eu nu înțeleg, deci legile astea cine le face, procedurile astea? Ei înțeleg că noi nu suntem pietre și că noi suntem oameni și că ne-a murit un copil, nu ne-a murit o vacă. Că și dacă îmi moare o vacă, tot mă duc să întreb, bă, de ce mi-a murit o vacă? Că îmi dădea lapte și aveam doi viței de la ea și mă ținea, era în mijlocul meu de subzistență, da? Mi-a asigurat pâinea și mâncarea. Deci îți moare un copil, ce proceduri idiote, să mă iertați, da, sunt astea în care tu interzici mamei să nu pună întrebări doi ani despre copilul ei. Dar mi se pare dement, legătură... care te porți cu noi mai rău ca cu niște animale. Că da, animalele alea au drepturi, au oricum, poliție, că... au alte... Adică pe ele le apără mai bine statul decât pe noi oameni.